lucrurile pescate. Ce-o zis? Ramiro zis așa. O zis pământul, că nu-i nici al tău, nici al tău. Și amândoi sunteți ai lui. Ați înțeles? Da. Dar în bucata asta de pământ, după ce Dumnezeu a făcut-o și ne-a făcut, a făcut așa. Și a devenit un suflet viu. Așa că noi pe pământ putem trăi pământește sau putem trăi cerești. Putem trăi firește sau putem trăi duhovnicește. Și eu după masa asta, aș vrea să vă arăt cum să trăiește cerește sau duhovnicește. Că pământește vă învață toți. De cum ne naștem și până când închidem ochii, numai despre pământ ne învață câte unii. Și n-avem timp să ne mai ocupăm și de suflet. Sunt expresii și întrebări în viața Scriptură, în Sfânta Scriptură, de anumiți oameni și de la diferiți oameni dintre ei, avem de învățat asupra întrebărilor care le pun. Dar atenție mare, vine la Domnul Iisus nu unul care nu avea carte, nu unul care îi interesa pământul, ci unul care era trecut de vârsta mare și aproape să plece din lumea aceasta, a constatat că el care era un învățător al legii, era un cărturar, a constatat că nu s-a ocupat de un lucru. Și a venit la Domnul Iisus Hristos cu o întrebare. Învățătorule, ce să fac ca să am viață veșnică? N-a întrebat ce casă să aibă, cum să o vopsească, ce culoare, n-a întrebat câte etaje să-i mai facă, n-a întrebat ce să mai construiască, n-a întrebat ce să mai învețe, ci a venit cu o întrebare esențială, care mă interesează și pe mine, cam de mult n-am citit, eu sunt un învățător mai de la țară și predic mai mult la pocăiți decât la nepocăiți. Și când am citit textul acesta de dimineață, am constatat că am și eu nevoie de viață veșnică. Și bună întrebare ar fi și pentru dumneavoastră să vă intereseze despre viața veșnică. Fiindcă viața asta pe care noi o avem este compusă din zile, din luni și ani. Și o să termin. Dar e viață. Dar mai există un segment al vieții care este tot viață, dar este dincolo de moarte. Și omul ăsta se pare că l-a interesat viața nu care trăia, că despre viața în care trăim ne învață tata, mama, ne învață învățătorul, ne învață la școala duminicală, ne învață preotul, ne învață păstorul, ne învață societatea, zona în care trăim, despre segmentul de viață care este compus din zile, luni și ani. Dar odată se termină. Dar pe el a interesat viața când se termină. Există un alt segment de viață, un alt segment de viață care se numește tot viață, dar e veșnic. Și când a auzit el că e veșnică, e posibil ca Duhul lui Dumnezeu să-i fi vorbit, fiindcă el știa legea. N-avea voie să meargă nici unde, fără să aibă legea în buzunar. Și e posibil ca în momentele acestea, până să ajungă la Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt să lucreze la viața lui, în mintea lui și să-i aducă aminte de ceea ce a spus Solomon. Că Dumnezeu a pus în inima omului, în mintea omului, chiar și gândul, chiar, v-ați gândit vreodată la veșnicie? Că ne gândim, mă, dacă mai trăiesc o zi, mai fac. Dacă mai trăiesc o lună, mai fac. Dacă mai trăiesc un an sau dacă o mai trăi, face. Dar omul ăsta e posibil să-și fi adus aminte de ce era scris când purta la el învățătura lui Dumnezeu. Și să se gândească la viața de dincolo. Am spus că despre viața de pe pământ ne învață cei din jurul nostru. Dar despre viața de dincolo,
Întrebarea este unde să mergem să căpătăm răspuns? Că vreau să vă spun că pe paginile Sfintelor Scripturi mai sunt oameni care au fost interesați de viața veșnică. Biblia spune că a venit un tânăr bogat și l-a întrebat ce să fac? Îi trebuie, cunoașteți? Eu din Scriptură vă vorbesc. Cunoașteți Scriptura, nu? Nu? Era în pușcărie patrizanul Nutrescu, care era pocăit și era închis cu general, era și preot romano-catolic, greco-catolic în închisoare. Și ăsta predica din Biblie, dar nu mai avea Biblia la el și atât frumos predica și preotul cu gura căscată zice, măi, de unde știi atâtea lucruri? Și poate seama Nutrescu, măi, din ziare, părinte, din ziare. Păi de unde, părinte? Din Biblie. A, dar tu ai învățat-o? Vreau să vă întreb, spune că ați învățat-o și voi, nu? Și a venit tânărul bogat și a zis, ce să fac? A venit însuși Nicodim spre sfârșitul vieții sale și a zis, mă interesează ceva, de unde ai venit tu, că știu că ai venit de la Dumnezeu. Pe apostolul Petru l-a interesat și pe el viața de dincolo, că a venit însuși ucenicii spre sfârșitul vieții Domnului Iisus Hristos. Și a zis Domnul Iisus Hristos, parcă nu supărat pe ei, datorită problemelor care l-a păsat, însemnând păcatele noastre, a zis ucenicilor, sunteți liberi, faceți ce vreți. Și ucenicii au zis, la cine să ne... Păi tu, la tine veni. Și aș vrea să vă spun că toți aceștia au venit la acela care știe despre viața de dincolo. Despre viața asta știți toți. Dar despre viața de dincolo, numai unul singur, și acela este Fiul lui Dumnezeu, de aceea a venit din viața aceea să coboare pe pământ, să ne dea nouă viață, ca să fim odată pentru totdeauna împreună cu El. Și învățătorul legii a venit la Domnul Iisus Hristos, se uită la El și dorința asta de viața de dincolo, a zis, învățătorule, omul ăsta știa Biblia din scoarță în scoarță. Un cărturar al legii, chiar când o spunea, o citea și se uita în ochii poporului și altul rabin de lângă el cu un bețișor de aur, îi ținea bețișorul pe fiecare cuvânt, că dacă în caz că greșea, îl atingea și se uita în lege. Ăsta știa legea și o împlinea în tocmai. Și într-o zi când a constatat că știe totul despre viața asta, a constatat că există o altă viață care este dincolo și a zis vreau să ajung acolo. Și întrebarea este cum să am viață veșnică? Și este normal ca să te duci la acela care știe ce e viața veșnică, nu? De aceea, dacă vă interesează despre viața veșnică, despre segmentul de viață de dincolo care nu se mai termină, vă rog să citiți Cuvântul lui Dumnezeu de la însuși Mântuitorul nostru. El care știe că de acolo a venit. Și a spus Domnul Iisus Hristos, înainte de a pleca de pe acest pământ, eu care de la Tatăl am venit, și la Tatăl mă duc. Și ăsta a zis, mă, dacă a venit de sus, jos, și se duce înapoi sus, ăsta știe. Și s-a dus la Domnul Iisus Hristos cu următoarea întrebare. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus Hristos, dacă mă crezi pe mine, rabin, și știi că eu știu cum e acolo, dă-mi voie să spun că eu am dreptul să te întreb, nu tu. Nu vi se pare interesant că ne interesează cum îți pocăiți, ne interesează cum e dincolo, ne interesează cum e iad, ne interesează cum trăiesc pocăiții. Și punem întrebări peste întrebări ca să ne justificăm, nu că n-am avea nevoie. Și Domnul Iisus Hristos spune în felul următor, dacă te interesează viața de dincolo, vreau să spun întâi, întrebare, nu-mi pui tu mie, îți spun eu ție. Și îi pune Domnul Iisus Hristos două întrebări. Ce este scris în lege și cum citești în ea? Dacă tot vrei să afli cum e dincolo, dă-mi voie să te întreb eu pe tine. Ce este scris și cum citești în ea? Și eu, după masa aceasta, aș vrea să vă arăt ce este scris și cum ar trebui să citiți în Cuvântul lui Dumnezeu ca să moșteniți viața veșnică. Amin. Vă interesează subiectul? Dacă nu luăm altul, vă interesează? Nu. Și omul ăsta îi dă răspuns. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău
și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și știți ce îi spune Domnul Iisus Hristos? Bine, ai răspuns. Du-te și fă așa. Întrebarea este, cum așa? Cum așa? Ca să moștenim viața veșnică. Și eu la întrebarea asta aș vrea să răspund în după masa aceasta pentru dumneavoastră. Du-te și fă așa. Nu credeți că ar trebui să mă întrebați acum voi pe mine cum așa? Ei, până să mă întrebați, permiteți-mi să vă răspund. Da? Da. În primul rând, dacă vrei să ai viață veșnică, trebuie să-L iubești pe Dumnezeu. Și aici ar trebui să spuneți amin. Amin. Vreau să vă spun că aici nu-i dragoste la prima vedere. Că Dumnezeu nu-i imagine. Mulți oameni de pe pământul ăsta fug după imaginea lui Dumnezeu și dintr-o dată se îndrăgostesc de imaginea din mănăstirea Cutare, se îndrăgostesc de imaginea din mănăstirea Cutare, din biserica Cutare. Dar vreau să vă spun, Dumnezeu nu imagine. Nu putem, eu nu pot să vi-l desfășor sau să vi-l zugrăvesc pe Dumnezeu cum arată El. Știu doar atât că Dumnezeu este dragoste. Și Biblia spune în felul următor că dacă vrem să avem viață veșnică, trebuie să-L iubim pe El. Și a spus învățătorul ăsta, dacă vreau să am viață veșnică, trebuie să-L iubesc cu tot ceea ce sunt eu. Acum vreau să vă spun dumneavoastră, orice iubire are la bază un legământ. Că unii se întregostesc la prima vedere și după 15 ani de căsnicie, una și-a poșeta și pleacă. Se îndrăgostesc la prima vedere și după 23 de ani își pune unul pălăria în cap și pleacă. Asta nu-i iubire. Orice iubire, orice dragoste față de cineva are la bază un legământ. E drept? Nu-i așa dumneavoastră care sunteți căsătoriți când v-ați dus la starea civilă? Baza că ați spus că vă dăruiți dragoste unui celălalt s-a încheiat printr-un legământ scris. Și a spus însuși acest învățător. Este scris. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni și ascultători, vreau să vă spun că în primul rând viața veșnică are la bază legământul între noi și Dumnezeu. Și se încheie nu printr-o imagine ca să căutăm cum arată El, ci legământul dintre noi și Dumnezeu se bazează pe Sfânta Scriptură. Amin? Amin. De aceea vreau să vă spun dumneavoastră că dacă vrem să avem viață veșnică, trebuie să ne uităm cum încheiem acest legământ. Și acest legământ se încheie pe baza Sfintelor Scripturi. Creștinismul are o mare slăbiciune. Știți care? Că noi iubim o persoană, adică îl iubim pe Dumnezeu fără să-L vedem. Oare se poate să iubești pe cineva fără să-L vezi? Oare se poate să ții la cineva fără să știi cum arată? Dumneavoastră credeți că Dumnezeu a făcut cerul? Credeți? Pe ce ați fost acolo? Dacă mă mințiți. De unde știți? De unde știți? Din Biblie. De ce este scris. Vreau să vă întreb, credeți că Dumnezeu este născut dintr-o fecioară? Credeți? Dar ați fost acolo la nașterea ei? Dacă mă duceți în eroare, pe ce vă bazați? Pe ce este scris. Și vreau să vă spun, copiii lui Dumnezeu, dacă vor să aibă viață veșnică, viața veșnică se bazează doar pe ce este scris. Fiindcă noi credem ceea ce spune Scriptura. Mulți vin și ne spun, mă, cum mă poți convinge că există rai? Păi o venit cineva de acolo să ne spună? Eu. Cum mă poți convinge că există ea? O venit cineva să ne spună? De unde știu că există? Există. Dar dacă avem la bază Sfintele Scripturi, știm că există și rai și știm că există și ea. Și știm că toată legătura noastră cu Dumnezeu e bazată pe Sfintele Scripturi. Amin? Când Apostolul Pavel stătea înaintea cetății Romei, a venit cu un verset care a spus în felul următor, căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, căci este ce? Puterea
lui Dumnezeu. De aceea vă rog, citiți Scripturile. Orice om care dorește să aibă viață veșnică are nevoie să citească Scripturile și Scripturile ne descoperă pe Dumnezeu. A spus însuși Domnul Iisus Hristos, ăștia se rătăcesc, că ce? Că țin sabatul? Că nu țin? Că au anumite învățături? Știți de ce se rătăcesc? Că nu cunosc Scripturile. Ori dacă vreau, vă doresc ceva, v-aș dori să nu vă rătăciți. Și nu vă rătăciți dacă veți cunoaște Sfintele Scripturi. Amin? Amin. Un tânăr a plecat, era teolog, studia la teologie, și a plecat la București. Și în timp ce era la București, în tren, a nimerit într-un compartiment cu un general, savant, de renume. Și ăsta a venit la el, în timp ce a intrat în compartiment, și a zis, tinere, unde mergi? La școală. Îmi plac tinerii care merg la școală. Dar la ce școală? La teologie. Ce, mă? Tu, tânăr? Pă, mă, numai moșul și babele, mă, mai cred în Dumnezeu. Ăștia noi, tineri, nici de cum. Pe ce? Ai ceva la bază să-mi documentezi că există Dumnezeu? Și ăsta a zis, nu. Păi vezi? Dar tânărul îi zice, auzi, domnule, credeți că a existat Mihai Viteazul? Da. Oi,